un moment important și pentru mine și pentru administrația locală și, în primul rând, pentru municipiul Baia Mare. Le mulțumesc reprezentanților Consiliului Local. Le mulțumesc în mod special băimărenilor care sunt partea Consiliului de Onoare al municipiului Baia Mare. Le mulțumesc tinerilor din Consiliul Local al Tinerilor. Le mulțumesc celor care conduc direcții sau servicii din cadrul administrației publice locale al municipiului Baia Mare. Și, în ultimul rând, mulțumesc presei care a răspuns invitației. Înainte de a vă expune lucrurile pe care vreau să vi le menționez și a transmite orașului și dumneavoastră câteva chestiuni importante, relevante în opinia mea, aș vrea ca împreună să vedem câțiva pași pe care i-am făcut eu, orașul, administrația locală, noi toți băimăreni care am crezut că orașul poate să fie modelat într-un ritm alert. Așadar, să rog pe colegii mei să prezinte acest material. Să curgă
speranța că oamenii vor înțelege că orașul trebuie să se dezvolte și să aibă o altă față. Nu pentru Cătălin Chierecuș sau pentru X sau pentru Y, ci pentru oraș și pentru Băimărei. Am considerat că este important să am inteligența să aduc pentru Baia Mare cât mai mult sprijin. Și am crezut că este foarte important să fiu alături de oameni care sprijină municipiul Baia Mare. Și lucrul care validează un om din administrație, dar în special din politică, este respectarea cuvântului dat și seriozitatea. Pe termen lung, acestea contează. Faptul că n-am trădat niște oameni care au ajutat municipiul Baia Mare, pe termen lung, va deveni un brand. Cred că cel mai important și serios lucru în această țară este să ne ținem de cuvânt. Și să-i respectăm pe cei care sunt alături de noi. Și să nu le facem spatele. Am făcut lucrul acesta de fiecare dată. Indiferent că a fost vorba de președintele României, Traian Băsescu, indiferent că a fost vorba de Elena Udrea sau de Victor Ponta. Am făcut lucrul acesta din dorința de a aduce pentru Baia Mare și pentru Marea Mureș mult mai multă susținere. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Ceea ce fac eu astăzi nu are nicio legătură cu alegerile prezidențiale. Mi-aș dori foarte mult ca fiecare, mai ales și din mediul politic, să înțeleagă mesajul alegerilor prezidențiale. Și mesajul votului de la alegerile prezidențiale. În primul rând, mesajul este și concluzia, este una simplă și clară. S-a declarat falimentul clasei politice. Indiferent despre ce partide vorbim, sau indiferent despre ce persoane implicate de 25 de ani în zona politică. Românii au considerat că prin votul lor vor cenzura scena politică. Și votul nu a fost unul pentru partide, ci a fost unul împotriva tuturor partidelor. A fost un vot antisistem și lucrul acesta trebuie să dea de gândit tuturor celor implicați în zona politică. Am considerat că pentru municipiul Baia Mare și pentru proiectele noastre e util să am și să duc mai departe un parteneriat cu vicepremierul României, Gabriel Oprea. Și împreună cu Gabriel Oprea să fim cei care să aducem echilibrul pe scena politică și mai ales în zona de guvernare. Lucrul acesta se va întâmpla și în viitor. Și cred că este foarte important să ne ținem de cuvânt și să ne respectăm partenerii. Dar ceea ce vom face mai departe, noi aici, în Baia Mare, ține exclusiv de noi și de forța noastră de a face din municipiul Baia Mare un oraș, așa cum fiecare dintre noi îl dorim. Un oraș prosper, un oraș curat, un oraș cu oameni optimiști, gânditori, un oraș care să aibă o altă energie. De 3 ani, lucrul acesta, pas cu pas, se întâmplă. Dar voi reveni la greșeala mea. Aceea de a nu tăia răul întotdeauna de la rădăcină.
pașii pe care îi vom face vor fi în acest sens. Și în sensul celor specificate de către băimărenii și de către români, prin votul lor. Oamenii își doresc respect din partea autorității locale, nu doar prin primar, ci prin fiecare angajat și prin fiecare ales local. Oamenii își doresc deschidere și își doresc comunicare. Doresc ca fiecare dintre cei care sunt în funcții publice să aibă deschiderea de a sta în mijlocul lor și de a le asculta nevoile. Cred că pentru municipiul Baia Mare este foarte important că am avut în Consiliul Local mereu un sprijin. Și le mulțumesc consilierilor, indiferent din ce zonă politică fac parte, că au știut să fie exclusiv în interesul comunității. Am vrut ca împreună să facem mult mai multe lucruri. Am avut și avem foarte multe proiecte. Cred că e momentul să nu mai iertăm pe nimeni. Cred că e momentul ca fiecare care greșește împotriva orașului și împotriva comunității și este în serviciul public să facă un pas în lateral. Trebuie să înțeleagă cu toții că dacă nu este strada corect măturată, dacă nu este o groapă corect asfaltată, dacă nu este corect zugrăvită o școală, dintre cei
care sabotează, obstrucționează sau vor să micșoreze ritmul de muncă în administrația locală. Ei vor pleca. Orașul acesta se va dezvolta și vom arăta împreună că nu alții l-au inventat, ci băimărenii, prin munca și dragostea lor, au inventat și au făcut ca acest oraș să crească. Trebuie să respectăm munca fiecăruia dintre băimărenii de azi sau de ieri. Am considerat că este un lucru foarte important să le spunem oamenilor că proiectul pe care îl avem este un proiect care merge mai departe până în 2019-2020. Și de ce merge până atunci? Pentru că am observat în urma alegerilor locale, alegerilor prezidențiale, mă scuzați, că președintele României este un primar de municipiu. Am observat că președintele României nu are un nume tocmai românesc și pentru că am observat că știe și limba germană. Și cred că știu ce am făcut de acum încolo și pentru acest oraș și pentru această țară. Dar concluzia mea și propunerea mea pe care am lansat-o și zilele trecute la București și o astăzi și acum la Baia Mare, chiar dacă în mod oficial și formal marțea viitoare va fi specificat acest lucru într-o cadru oficial al București, susținem un lucru important. Ca o concluzie a alegerilor prezidențiale, scăderea vârstei de accedere într-o funcție publică la 18 ani, de la 23 la 18 ani, și scăderea vârstei de vot la 16 ani, de la 18 la 16 ani. Este un lucru care dă putere generației tinere din România. Până atunci, noi vom face, împreună cu Consiliul Local, împreună cu comunitatea, punți de dialog cu fiecare parte a societății băimărene. Tineri, vârstnici, oameni care sunt implicați în activitate, medici, profesori, oameni simpli, muncitori, pentru că e foarte important să ascultăm vocea comunității. Și vocea comunității o găsim acolo, pe stradă, în mediul de muncă a fiecăruia dintre aceste categorii. Așadar, nu pot decât să-mi respect cuvântul dat față de Baia Mare și față de băimăreni și cu toată forța, cu toată energia mea, cu toată puterea mea, cu tot ceea ce înseamnă cunoaștere și cu mintea orientată spre dezvoltarea orașului și cu mintea impregnată de visele pe care le avem cu toții pentru acest oraș, să mergem înainte, să dezvoltăm orașul și să facem curățenie. Să facem curățenie și toți cei care nu știu să respecte acest oraș și nu știu să muncească pentru acest oraș, să plece. Să facă un pas în spate. Nimeni din acest oraș nu obligă pe nimeni să fie în serviciu public. Este o onoare pentru cei care sunt în serviciul public să facă acest lucru. Așadar, nu pot să fac decât să invit
la seriozitate, la muncă, la respect față de voi măreni, pe toți cei care lucrează în primăria Baia Mare, în Consiliul Local sau în alte entități din subordinea autorității locale. De astăzi veți vedea un Cătălin Chiregeș care va avea o atitudine neiertătoare față de cei care batjocoresc acest oraș. Mă interesează doar un singur lucru. Dezvoltarea municipiului Baia Mare. Și atât. Cine nu dorește acest lucru și cine este împotriva dezvoltării, nu va face parte din echipa mea. Cred că împreună avem o datorie față de acest oraș. Cred că împreună avem o datorie față de Doi Măreni. Cred că împreună trebuie să ascultăm vocea Doi Mărenilor. Și cred că împreună trebuie să ne oferim toată energia pentru acest oraș. Eu am dat și voi da acest exemplu în fiecare zi și în fiecare secundă. Vă invit și pe dumneavoastră să o faceți. Sunt primarul municipiului Baia Mare și alături de dumneavoastră ducem acest oraș spre dezvoltare. Și pentru cei tineri, și pentru cei mai în vârstă, pentru toți băimăreni. Pentru visele pe care le-au avut părinții și bunicii noștri și pentru dorințele pe care le avem noi, cei mai în vârstă decât noi, dar în special cei mai tineri decât noi. Cine înțelege acest lucru, să treacă la muncă. Cine nu înțelege acest lucru, să plece acasă. Așadar, Cătălin Chiregeș este un om exclusiv în slujba acestei comunități și nu în slujba intereselor unor politicieni sau în slujba intereselor unora din mediul de afaceri ascunși în spatele unor camere de filmat. Nu mi-e frică de nimeni și nimic. Am doar respectul meu total față de comunitatea vremăreană și atât. Cu curaj și cu demnitate mergem înainte pentru Baia Mare și pentru Baia Mare. Vă mulțumesc! Colegilor din primărie, doresc succes la muncă!